Te-ai lovit vreodată la filmări? Da. Mai ții minte secvența în care îmi punea tipul ăla cuțitul în gât? Atunci m-am rovit de două ori și asta este cicatricea pe care o am de atunci. Da. Vezi că dacă rămâne poți să-ți faci un tatuaj peste. M-am gândit, chiar m-am gândit, pe bune. Dar a fost super tare că după aia am mai avut un proiect în care presupunea tot să fiu răpită și am folosit rana, adică dădea bine că eram rănită deja. Da, în peretele ăla din spate, adică când mă luai el, am dat odată cu mâna și era foarte abraziv peretele. Deci, da, m-am lovit la filmări. E bine că poți să folosești rana și la alte roluri, știi? Da, zici că faci un method acting și, mamă, ce super natural și adevărat și chiar sângeros. Care e cea mai grea parte de la filmări? Pentru că asta tot vorbesc cu actorii, că toți îmi zic, băi, deci avem momente în care mergem, filmăm de la 6 până la 12. Cam asta e, da, cea mai grea parte, când ți se zice ai toată ziua de filmare și astăzi și mâine și poi mâine, ceea ce presupune cam 13 ore de muncă pe zi. E într-adevăr greu, e cu atât mai greu dacă nimerești și secvențe foarte grele emoțional sau fizic, că ai mult de alergat sau, nu știu, trebuie să stăm într-un beci plin de... Îți dai seama, e frig, e praf, e ce poate fi într-un beci. Și, na, când ai de stat 12 ore acolo, at some point, normal, devine mai greu decât în condiții optime, normale. Dacă mai și răcești, mai rămâi și fără o voce și după ai filmări, ai pus-o. Exact, bașca. Dar e foarte drăguță producția, sunt destul de înțelegători, adică dacă ne îmbolnăvim tare, fiecare și ia o zi, două, trei, cât are nevoie să se refacă. Da. Cum e cu lumea? Cum e pe stradă așa? Deja au început să te strige după personaj? Eu tot zic asta, mi se pare foarte, foarte frumos că mă strigă după numele meu. În continuare mă strigă Mădălina. Sau, dacă nu îmi știu numele, îmi zic, tu ești tipa care joacă pe Ilinca în Clanul. Adică țin să menționeze că eu știu că tu nu ești Ilinca și mi se pare foarte frumos. E o dovadă de respect când cineva îți știe numele și te abordează de pe poziția aia. De ce mi se pare mie interesant că oamenii cumva, când actorii joacă și mai ales dacă ai un om, un partener în serial, lumea începe să zică, mamă, ce relație, da, ți s-a întâmplat, bănuiesc, nu? Cred că o singură dată a încercat cineva să pună această întrebare pe care am deviat-o foarte repede. Faza cu această întrebare este că se întâmplă foarte rar. Adică, ok, că mai auzi așa despre povești de la Hollywood, cât de mare e Hollywood-ul și există 3-4 povești din astea. De fapt și de drept nu prea se întâmplă, pentru că te duci la muncă, te duci la lucru. Dacă ne-am combinat cu toți oamenii cu care lucrăm, ar fi destul de problematic. Cum începe lumea și crede altele? Am înțeles. Uite, mie nu mi s-a întâmplat niciodată, deci la mine nu e cazul, nu știu. Bănuiesc că se poate, normal, Doamne iartă-mă, s-a întâmplat în viața asta, deci... Na. Păi aia zic, partenerul tău din serial e Marian, că știu că am văzut la el acum 2-3 zile, nu știu, când a postat pe Instagram că, da, mi-am găsit partenera din serial, este Mădălina, e ok, și de-aia am zis că mi se pare fanic, că cine știe, te trezești cu oamenii că, alo, nu vreți să, nu, mulțumim. Exact, cred că s-a încurcat și el un pic în cuvinte acolo, că încerca să zică că, mamă, ce iubește David pe Ilinca și a ieșit că partenera din serial, n-a mai înțeles nici el. Ok, bine, hai. Dar da, nu se întâmplă. E cât se poate de profesională relația. Ăștia suntem.